Bună dimineața! 15 iulie, 15 iulie, uitați-vă pe geam, este 15 iulie, afară sunt câteva grade în plus peste 10, deci ne aflăm într-o vară călduroasă, frumoasă și numai bună ca să vorbim astăzi despre... N-aveam o temă și cineva mi-a sugerat tocmai din București, băi, vorbiți despre Congresul USR. Ce să vorbim despre Congresul USR? A fost, pare să fie un congres confidențial, întrucât de pe plan local nu s-a primit nici măcar o comunicare, ca să nu vorbim de o invitație pe banii noștri de a merge la respectiva manifestare. Mă rog, a fost un Congres USR, s-a pus un candidat la președinția României, dar urmează să negocieze cu cei de la Plus, adică cu Cioloș. Altcineva mi-a sugerat, domne, vorbiți în continuare despre nenorocirea din cartierul Vălen, că ați dat în Mesagerul fotografii și ați scris despre ce se întâmplă acolo, poate ar fi bine să reveniți. O să revenim asupra subiectului, numai că acolo lucrurile sunt simple. Se pare că trăim într-o societate și într-o comunitate anesteziată totală. Toată lumea spune, dacă vine o inundație mare, așa a vrut Dumnezeu. Partea a doua, după ce a vrut, așa a vrut Dumnezeu, este să așteptăm de la Dumnezeu mici administrativi să ajute pe cei care au fost loviți de inundații. Și cam atât. În contul, să-i spunem omenia pentru cei care au fost inundați la Piatra Neamț, se strânseseră până mai alaltă ieri 500 de lei. Probabil că cineva din administrație a depus banii ăștia ca să nu rămână contul gol. Altcineva mi-a sugerat, domne, vorbiți despre turism. Că tot ați dat materialul despre turism în Mesagerul în care spuneați că Ionel Arsene lucrează de 3 ani în folosul comunității. Asta spune domnia sa în mesajul prin care făcea trimiteri la cei 3 ani de mandat. Și noi acolo am vorbit despre, pentru prima dată, despre turism. O să vorbim în numărul viitor despre sănătate, educație și tot așa. Vedem ce s-a întâmplat 3 ani în județ. Ei bine, despre turism în județul Neamț, ca noutate, nu ai mare lucru ce să vorbești. Pentru că, de la promisiunile începute, de început de mandat și până acum, nu avem ce să spunem mare lucru, în afară de faptul că au fost o groază de discuții, s-a bătut apa în piuă, s-au făcut multe, 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 să le spunem, proiecte, porți de intrare în județ, așa, și ce s-a făcut sunt niște scări pe Ceahlău, pe Toaca, care erau pornite dinainte la modul foarte concret. În rest, așteptăm să vedem ce va fi cu proiecte. Dar asta cu turismul e interesantă, din alt punct de vedere. Citeam mai spre dimineață o postare a unui român extrem de cunoscut care s-a dus în vacanță, pentru că poate și are cu ce, în Bali. În Bali. Da. S-a dus și omul ăsta în Bali. Numele lui, dacă vreți să știți cine este, Ștefan Mandachi. Cel cu și eu. Cu autostrada, cu metru de autostradă. Și pune domnul Mandachi o postare pe site-ul domniei, pe contul domniei sale de Facebook, în care vorbește despre turism și, nota bene, vorbește și despre turismul din Neamț. Așa, din vole. Vă mai țin o secundă că vreau să fac și legăturile cuvenite între Facebook și site-ul Mesagerul de Neamț, ca să putem să ne vedem și acolo, să ne auzim și pe site. Deci, domnul Mandachi pleacă în Bali, și spune
Că s-a dus acolo, face 20 de ore dus întors cu tot cu excale și că după ce o trândăvit câteva zile, a început să facă comparații. Și ce a văzut omul ăsta? Constat cu tot mai multă acuratețe ce tâlhar nenorociți au condus România, cum și-au bătut joc o mână de maniaci de o țară cu potențial turistic uriaș. Și că a fost într-un sat, oraș din Bali, am vizitat o orezărie. Pe mine nu m-a lăsat cu gura căscată, noroc de un câine ruios cu care m-am împrietenit. Prin preajmă mai era și un parc pe care ei îl alintau pădure ca să atragă turiști, în care patrulau multe maimuțe și câteva temple. Dar ce văd eu mai la vale? Colean sat au venit să investească cele mai luxoase lanțuri hoteliere din lume. Ritz, Four Seasons. Deși am zis că spre relaxare, nu mă abțin să nu mă enervez. Adică noi avem Bucovina, Transilvania, Delta Dunării și ne mulțumim cu un pumn de turiști. Iar Bali, o insulă cu 4 milioane de locuitori de la capătul pământului, atrage anual vreo 14 milioane de vizitatori. Templele nu te dau pe spate, sunt construite relativ recent, dar magnetizează turiștii. Bine, au și insulă mare, e ocean, etc. Dar, spune el, o orezărie a putut crea o macroindustrie cu sute de prăvălii care generează miliarde de dolari. Dar ia să ne gândim că exact aceeași orezărie era, spune el, la Piatra Neamț, de exemplu. Și în loc de templele lor aveam mănăstirile din zona Neamțului. Vă zic eu ce era? Nimic. Pentru că nicio instituție nu ar fi ajutat sau împins de la spate orezăria din Neamț. Exact ce spuneam noi în Mesagerul cu câteva zile înainte. Că nu s-a făcut nimic pentru a crea condiții favorabile turismului. Și asta nu putem imputa numai județului, ci și băieților de sus. Dar ce mai spune domnia sa? Mandachi. În turismul din România e un talmeș-balmeș, o degringoladă, o arababură contagioasă, un dezinteres monstruos. Nici o strategie, nici o politică de promovare, nimic, 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 nimic. Hey, mai nou mai sunt făcute de alții pentru Transilvania. Dar în Bali, dacă îți comanzi o hamsie, vin doi ospătari care se închină la tine și îți zâmbesc recunoscător de parcă ai fi semizeu. În România, patronul trebuie să învețe noi abilități de persoasiune, limbaj non-verbal, manipulare, anchetă, yoga, levitație, jocuri, psihologie, servilism, armonie și meditație, ca să-și poată penaliza un ospătar care stă toată ziua pe Facebook și răspunde în greață clienților. Dacă binevoiește, bineînțeles, să-și ridice fruntea din telefon. Ești un erou național dacă poți face performanță în turismul din România în contextul actual. Dar să presupunem că vin turiști în România. Ce faci cu ei? Le ceri autografe? Să presupunem că vin în România 10 milioane de turiști. Cine îi servește? Este o mare problemă. Nu avem oameni nici măcar ca să servim cei care vin din afară. Și acum nu avem. Da, dacă ar veni mai mulți. Păi să nu-i pupăm pe frunte pe ăștia care ne conduc, ei au anticipat că s-ar putea să vină turiști. Și atunci au făcut în așa fel încât să nu vină prea mulți. La București, la Piatra Neamț, în județul Neamț. Că ce te faci cu ei dacă vin? Te faci de râs. Și atunci decât să te faci de râs, mai bine îi lăsăm să stea acasă. Harababura asta nu este numai în turism. Haideți să ne oprim așa câteva minute, că nu stăm foarte mult astăzi. Paranteză. Săptămâna asta mai facem emisiunea, după aceea ne luăm o bine meritată vacanță de o lună de zile, nu pentru că am plecat în vacanță, ci pentru că ne pregătim de lucruri noi și fiecare dintre noi are de făcut niște proiecte. Deci, închidem paranteza. Să vă dau un exemplu de harababură. În județul Neamț, ci că avem partide politice. Responsabil. Sunt atât de responsabil, încât în momentul acesta, spre exemplu, la Piatra Neamț, dacă întrebi un partid politic
cu excepția pro-România, unde șeful probabil va fi și candidat la primăria Piatra Neamț, Liviu Argoz. Cine este candidatul pentru primăria Piatra Neamț, municipiu de județ, reședință de județ? O să bage capul în pământ și o să spună, păi știți că noi selectăm, facem, dregem. Pe primul loc în sondaje, da, la pe plan național, în momentul ăsta este PNL-ul. PNL-ul a făcut o conferință de presă și am aflat din conferința aceea de presă, unu, că ei caută candidat și metoda este extrem de democratică. Nu știu cât este de folositoare. Cine vrea să fie primar de Piatra Neamț de la PNL, să-și depună CV-ul și un proiect. Și el va fi analizat. Dacă va fi analizat în Neamț, e bine. Oricum se va analiza ceva în Neamț, dar hotărârea va fi luată probabil pe criterii care nu au legătură cu proiectul politic, dar e bine să vă depuneți proiectele ca să puteți merge mai departe. Măcar este o mimare a democrației destul de interesantă. Domnul Chetica a spus că pentru el primăria nu mai este o opțiune. Să sperăm că nu mai este o opțiune de când i se termină mandatul și că va fi o opțiune să-și ducă mandatul până la final și să facă ce a promis pentru el, pentru PNL, pentru locuitorii orașului, în ordinea pe care o să o doriți dumneavoastră. Deci cam asta e la PNL. PSD-ul stă cu lupa și caută cine ar fi ăla care ar fi dispus să candideze din partea PSD-ului să meargă pe o scenă și să fie prezentat de actuala conducere a PSD-ului, să vină și doamna Viorica Dăncilă de la Suceava, parcă unde era ea, la un moment dat și vorbea despre județe din altă parte, sau doamna Andronescu care s-a dus în județul Alexandria, să prezinte un candidat credibil la Piatra Neamț. Așa, candidat s-ar putea găsi doamna Simionică, doamna Soroceanu, domnul Niță, mai sunt candidați care ar putea să candideze. Am de candidați care ar putea să conducă și orașul, să-l scoată din starea în care este. Mergem mai departe. USR-ul. USR-ul nu are candidat, clar, dar sunt sigur că va primi unul gata investit. Adică ei nu trebuie să-și facă probleme cu candidatul. Li se va servi candidatul, gata, program cu tot, cu mesaje, deci nu au probleme. Vom vedea și dacă el va fi servit câștigător sau va fi servit doar să fie iepuraș. Este o problemă. ALDE nu-și face niciun fel de probleme cu primăria Piatra Neamț, că n-au de ce să-și facă. Mai ales că acum... am auzit că se unește domnul Ponta cu domnul Tăricianu. Se unesc ei ca să candideze cineva pentru funcția de președinte al României, să-i dea la geale lui Iohannis și PSD-ului, dacă nu este cu minte și nu merge cu ei împreună. Asta înseamnă că pe plan local s-ar putea să avem... S-ar putea să avem o alianță, vai, dar ce frumos ar fi să-l vedem pe domnul Liviu Harbuz mergând și fiind susținut de domnul Ion Asaftei, președintele de la ALDE Neamț, alături de domnul, iar am uitat, subprefect, mi se șoptește Ungureanu, da, domnul subprefect Ungureanu, prea simpatic altfel, mai ales după ce face deratizări. Așa, și alții. Vă dați seama ce frumos ar fi să vedem chestia asta? Dar și mai frumos ar fi să-l vedem pe domnul Argus susținut și de PSD la Neamț. Că cine știe ce se mai întâmplă în partidul respectiv până la alegerile locale. Deci, viață frumoasă, oameni buni. Mai avem PMP-ul. Acolo este un singur candidat, unic, irepetabil, domnul viceprimar, Gavrilescu, mi se șoptește, ce să fac, trebuie să luăm vacanță o lună de zile, mai luăm niște
ginseng, niște, să mai ținem minte numele astea istorice din zonă. Și aici ei au un mare avantaj față de alții. Au viceprimăria, sunt foarte plini de notorietate. Toată lumea știe despre PMP, mai ales dacă pleacă dinspre Salubrita, spre PMP, pentru că acolo au cel mai performant director. Ei sunt un partid care au reușit cu aproape 10% să obțină maximum ca funcții și ca salarii. În rest, Dumnezeu cu mila. Deci, cam asta ar fi. Cam astea ar fi lucrurile. O harababură, nu știm să profităm de ce avem, nu știm să ne vindem marfa, am făcut orice s-a putut ca să ne punem tot timpul într-o stare de inferioritate față de alții și nici măcar nu-și pun problema cei care ne conduc. Bă, hai să facem ceva pentru anii viitori, dar hai să facem o treabă serioasă. Ne adunăm toți la masă, să uităm să ne înjurăm, să ne dăm la geale, să ne reclamăm. Cine a greșit, îl eliminăm frumos din discuții. Am greșit, plec singur și să ne vedem de treabă. Băieții ăștia care conduc partide și ne conduc din afara partidelor, parcă au așa un țel. Să ne facă pe noi tot mai nemulțumiți. Să ne facă să încercăm să intervenim în viața politică locală prin partide mici, care să le dea de lucru. Sunt convins că dacă s-ar face acum cu adevărat un partid, nu genul ăsta de partide care au sediu și n-au simpatizanți, al oamenilor din Piatra Neamț, care să se ducă și să spună, bă, ne-am cam săturat de voi, ia hai să ne alegem noi oamenii, să vedem ce se întâmplă, că mai rău decât a fost până acum nu se poate, ar fi o mare surpriză. Și este o idee pe care mi-o transmit tot mai mulți dintre cei care urmăresc emisiunea Ziarul Mesagerul. Domne, haideți să găsim să facem ceva în Piatra Neamț. Noi așteptăm propuneri, să vedem ce oameni s-ar prinde la o asemenea acțiune. Care ar fi cu adevărat o acțiune de interes public. Și atunci s-ar putea să asistăm și la următoarele lucruri. O investiție a primăriei să nu mai fie recepționată din birou, ci să fie în teren niște oameni. De exemplu, se face o lucrare, zi-mi o stradă, ca să nu mai zic eu una, să zică că cineva fac aluzii. Zi-mi o stradă din Piatra Neamț, repede. Petru Rareș. Se face o lucrare pe Petru Rareș. Când pornește investiția, cetățenii de pe strada Petru Rareș sunt anunțați înainte de a începe lucrarea. Ce se dorește să facă acolo? Care sunt stadiile de execuție ale lucrării? Cine o face? Și sunt invitați la recepție prin reprezentanți. Adică, dacă s-a făcut lucrarea pe stradă între blocul X și Y, câțiva oameni de acolo să fie delegați să vină la recepția lucrării. Și vă spun eu că dacă se vor pune stadiile lucrării pe un panou acolo, vor urmări oamenii ăia dacă se face lucrarea cum trebuie, dacă se sapă cât trebuie, dacă e vorba de săpat, dacă se așează stratul cum trebuie de agregate, dacă este vorba de așezat. Și nu s-ar mai face recepții în dorul lelii, în birou. Și asta nu numai la Piatra Neamț. Și la județ, că slavă Domnului, o iau drumurile la vale și devină
e cel de sus, nu sunt de vină studiile făcute. Și tot așa, și la nivel de comune, și la nivel de treceri de pietoni, la ce doriți dumneavoastră? Și ar fi foarte interesant și foarte drăguț să vedem așa o participare a comunității, că în felul ăsta oamenii după aceea poate ar îngriji și mai bine lucrurile. Dar pentru asta trebuie să vrei de acolo de sus. Asta e. Vă dorim o zi bună, să ne vedem sănătoși într-o zi cu soare.